suntem întâi mai seara, în a treia săptămână. Deci, practic, puii ăștia uzi că au plouat de întâi mai în lângă Timișoara. Marța a fost a 14-a, miercurea 15-a, joia 16-a și acum vine, suntem în a 17-a zi. Și cam ăștia ar fi puii. Încă mai ține cu tine că n-am terminat cu Cotețu. Am video pentru Coteț cum l-am făcut. Eu mai sar câteodată de pe aici. Ei pot să sară deja de din asta, dar pot să ridic eu dacă vreau mai sus asta. Să înghesc acolo sub. Le-am dat un pic de căldură pentru că a plouat în ultimele 3 ore. Dar și în natură se întâmplă aceeași chestie, câteodată te mai uzi. Da. La 17 zile deja te mai uzi, mai te duc. De obicei stai sub cloșcă, dar și pe ea să udă dacă plouă torențial pe acolo, pe la voi, prin și unglă sau ce-o fi. Ce frumos este, ce fain, ce negru, ce aripi frumos. Nu știu, băgă piciorul înapoi, ăsta ar fi ticul. Ticule, frate, de aici. Le-am dat și un ardei acolo, de, practic doar semințele. Mâine să vedem dacă îl mâncă sau nu. Na, când mă întorc, dar trebuie să mă lumina, cred că pe colțul ăsta, să văd când mă întorc. Da, am mutat lumina. Să vedem dacă o să stea sub lumină când mă întorc, sau o să stea în partea stângă. Dacă stau sub lumină, înseamnă că le-e fric. Dacă stau în partea stângă, înseamnă că le-e cald. Simplu. Na, oricum le las asta cam o oră pornit, pentru că seara aceasta vreo 3-4 ore în ploaie. După asta se vede că-i ud. Unii parcă s-au mai uscat. După cum vedeți, nu mai au puf. Tot se plin de pene, 17 zile. Risipă de apă, risipă de mâncare greată. Iată acum a început să le fie cald, să mai întind și... A, bine, nu se mai... Nu o să mai revină seara asta, numai dacă văd ceva, dacă mi-a dat aminte, poate. Ideea e că tot 15 am. Nu trebuie să ai grijă de ei ca de Dumnezeu, dar trebuie să ai puțină grijă de ei. Că ei au grijă de ei, uite. Da, mai am un pic și le termin și o cotețe, dacă mâine poate lucrez între reprizele de ploaie și pun prelata peste lucrare, că nu prea am loc unde să o fac înăuntru, așa că nevoie să lucrez afară cu ea. Am o terasă plină. Acolo unde lucrez e bine. Și după ce fac cotețul ăla deasupra de asta, o să aibă cel puțin un metru pătrat unde să nu-i ploaie. Și plus că o să întind și prelata, care probabil că o să mai acopere un metru pătrat. În momentul ce are 3 pe 2 și eu am cotețul de 3. Dar na, o să fie în pantă, așa că sigur mi-acoperă 2. Și 1, nu să mă acopere și laterale. Abia aștept. Îți motiva puțin. Decât să mai car așa în jumatele ăsta de metru pătrat. Deci sfertul ăsta de metru pătrat. Cred că o cotez de un metru pătrat le ajunge și o să pun și becul acolo ca să-i motivez să urce sus. Probabil că o să le dau mâncarea sus deocamdată. Până când îi învăț să urce, adică până când urcă singur noaptea. La început cred că o să le las cotețul acolo și să coboare ei singur. Și seara o să mă duc să mă asigur că ei s-au băgat înăuntru. Oricum o să apară video-uri, așa că nu vă faceți griji. No, seară plăcută, vă doresc.